A fost sărbătoare mare ieri la Balta Arsa. Sute de credincioși din comuna Corn, dar și din alte localități, au participat la slujba de sfințire a bisericii cu hramul Sfinții Părinți Ioachim și Ana. Slujba a fost oficiată de înalt preasfințitul Teofan, arhiepiscop al Iașilor și mitropolit al Moldovei și Bucovinei, alături de protopopul Botoșaniului, părintele Lucian Leonte, dar și de un sobor de preoți. Și vă ridicați porțile cele veșnice și va intra împăratul slavei. Cine este acesta împăratul slavei? Domnul cel tare și puternic, Domnul cel tare în război, Domnul puterilor, acesta este împăratul slavei. Ridicați căpetenii porțile voastre și vă ridicați porțile cele veșnice și va intra împăratul slavei. Pe preotul, epitropul, consilierii, chenoiașii, ostenitorii și binefăcătorii acestei sfinte parohii, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-un părăția sa. Amin. Construcția Sfântului Lăcaș din cătunul Balta Arsa a început încă de acum aproape două decenii. În anul 1996, o familie de oameni credincioși din localitate a donat pământul pe care mai apoi s-a ridicat biserica. Piatra de temelie a fost pusă în anul 2000 de către înalt preasfințitul Calinic Botoșăneanul. Istoria acestei biserici este îndelungată, cu multe încercări, dar cu oameni de seamă care au înțeles necesitatea zidirii și în acest cătun a unei biserici pentru închinarea locuitorilor de aici. Din anul 2009 este numit paroh la această parohie părintele Stărică Marian Ionuț. În perioada 2009-2016 s-au efectuat lucrările de finisare interioară și exterioară, s-a construit clopotnița, fântâna și troița. De asemenea, s-au achiziționat toate obiectele necesare cultului și s-a montat sistemul de încălzire. Construcția Sfântului Lăcaș de cult a fost posibilă datorită implicării unor oameni înstăriți și cu frică de Dumnezeu, dar și a autorităților locale și a localnicilor care au înțeles menirea unei sfinte biserici și în acest cătun. De 7 ani de zile, paroh al bisericii este părintele Marian Stărică. În acești 7 ani petrecuți în această comunitate, am căutat ca membrii ei să se apropie de Dumnezeu și de biserică, ca cei nevoiați să primească alinare, comunitatea să fie cât mai unită și să trăiască în înțelegere și, poate cel mai important, să ne facem ca scop principal în viață mântuirea noastră. La sfârșitul Sfintei Liturghii și a slujbei de sfințire, credincioșii au avut ocazia de a trece prin Sfântul Altar și s-au rugat pentru sănătate și pentru liniște sufletească și trupească.